Becarii din naționalele Braziliei și Argentinei s-au dat aseară în spectacol într-un meci caritabil între prietenii lui Messi și selecționata lumii, desfășurat în Peru în fața peste 50.000 de spectatori. Toate privirile au fost ațintite asupra celor mai valoroși jucători din acest moment, argentinianul Messi și brazilianul Neymar, iar spectacolul organizat de cei doi a fost peste măsură. Partida s-a încheiat cu victoria prietenilor lui Messi cu scorul de 8-5. Neymar și Messi au marcat fiecare câte o dublă, iar pentru echipa lui Messi au mai înscris Dani Alves, Daniel Osvaldo, Pablo Aimar și Ezequiel Laveți, acesta înscrind în repriza a doua și pentru formația lui Neymar, la care au mai jucat și brazilienii Julio Cesar și Julio Baptista, italienii Paolo Cannavaro și Marco Materazzi, columbianul Mario Yepes și francezul Florent Malouda. Golul serii a fost marcat de noul star al Barcelonei, Neymar, cu un lob de la 40 de metri.